Astăzi ne plimbăm cu un Nissan Qashqai 2018-2019, practic ultimul facelift. Motorizarea pe care o avem astăzi în test este de 1.3 TCE sau Turbocharged Control Efficiency, adică un motor turbo pe benzină. Dar hai să terminăm cu motorul. Este un propulsor de 1.33 din câte am văzut în certificatul de matriculare. 1.3 și un pic motorul, aproape. Deci, 1332 de centimetri cubi, 117 kW, adică 159 de cai putere. Și sincer să spun, motorul în sine este economic. Deja am făcut aproximativ 300 de kilometri de când am luat mașina. Să nu uităm că avem un crossover, un SUV compact, care cântărește 1390 de kilograme masă proprie în certificatul de matriculare. Deci nu este o mașină nici foarte grea, nici foarte ușoară, dar care reușește să fie și potentă și economică. Acest motor pe benzină, de fapt cam toate motorizările TCE de la Renault sunt dotate cu un filtru de particule. Motivul pentru care producătorii au început să introducă filtre de particule pe benzină este că odată ce au trecut la injecția directă și cu supraalimentare, apar bursturi așa de particule în anumite regimuri de funcționare. Transmisia este un DCT, deci o cutie cu dublu ambreiaj în 7 rapoarte, care dacă este condusă în drive, simți când pleacă de pe loc că e ca o cutie manuală, ca un dublu ambreiaj, că simți când cuplează acolo ambreiajele, dar nu schimbă ca un DSG clasic, ca un DCT clasic, ca o cutie cu dublu ambreiaj veritabilă. Când o pui în sport. Când o pui în sport, da, se comportă ca un DCT veritabil. Să vedem ce știe să facă. Deci în sport schimbă bine cutia. Minte reproșat. Dezamăgitor că nu are padele. Apropo, volanul este senzațional, bărbătesc, masculin, cusătura este vizibilă, sigla Nissan, mare, vizibilă, metal, butoanele sunt la locul lor, un feeling foarte premium, un feedback al butoanelor foarte premium. Și când umbli la consolă și când atingi ceva, simți că este un material de calitate. Se vede că e totuși altă gamă Nissan față de alte autoturisme cu un preț mai mic. Deci volanul, nota 10, flat bottom, este drept jos, nu foarte gros, nu foarte subțire, sunt volane mult mai subțiri la alte branduri. Repet, butoanele îmi plac foarte mult, cum se simt, este inserție metalică, este metal, cred că aluminiu pur ăsta de fapt. Un efect așa ca de filul de carbon, deci un finisaj bine lucrat. Aici o imitație ceva de piele ecologică rigidă, îmi place mult cusătura. Deci n-am ce să reproșez la interior, chiar îmi place cum e gândit, calitatea lui față de alte branduri. E sturdy așa, e robust. Pur și simplu nu îți dă impresia că se va dezintegra, se va deteriora prea curând. Cu alte cuvinte, asta este o mașină pe care dacă o vei cumpăra peste 10 ani de zile, peste 8 ani de zile, când încă va mai putea fi folosibilă, nu se va deteriora atât de tare. Deci totul este la locul lui, e solid, jos pălăria și scaunele sunt ok, sunt o combinație textil-piele, șezutul și spătarul sunt textile, însă partea laterală și pe tetier aici este din piele, cred că ecologică, nu e chiar piele 100% naturală, dar e foarte ok.
avem și un plafon panoramic, de asta am pus camera așa pentru că îmi permite, la fel și microfonul. Iar varianta aceasta de echipare Tecna vine destul de dotat. Repet, sistem audio foarte bun, vine cu navigație, comenzi pe volan, are un monitor de impact, te avertizează acustic dacă te apropii prea repede cu galben, dacă ești în pericol iminent de accident, îți va pâlpâi cu roșu și va emite niște semnale acustice. O cotieră generoasă, mare, două suporturi de pahar, frâna acționată electric de staționare, o priză de 12V, iar în cotieră mai încă o priză de 12V, o intrare auxiliară, un auxin și un USB. Iar cotiera este, adică volumul din cotieră este absolut decent, mai mult decât decent. Ai o foarte bună vizibilitate, chiar n-am avut probleme, vezi foarte bine, chiar e prea multă lumină dacă duc asta până în spate. Acum totuși este înorat afară, dar să nu dau prea mult, opa, prea mult, așa. Chiar ai foarte mult spațiu de joacă. Nu este cea mai bună cutie DSG pe care am condus-o, de ce să zic. Și n-am înțeles de ce pune un DSG, DSG la Volkswagen. Nu știu de ce pune o cutie cu... Nu știu de ce ai vrea să pui o cutie cu dublu ambreiaj pe o astfel de mașină care teoretic ai vrea să-ți ofere confort. Cutiile cu dublu ambreiaj le pui pe mașinile cu valențe sportive. Deși și alte branduri au pus cutii DSG sau DCT cu dublu ambreiaj pe mașini care sunt mici, nu au mult cai putere și așa mai departe. Dar am avut plăcerea să conduc un DCT, un dublu ambreiaj pe o mașină de 200.000 de euro care, băi băiatule, ce senzație, adică acolo înțeleg rostul unui DCT. Pe o astfel de mașină, sincer, dacă aș fi fost în locul celor de la Nissan, aș fi pus o cutie cu convertizor. În primul rând, pentru confort. E altceva. Cine a condus toate tipurile de cutii automate, îmi va da dreptate. O cutie cu dublu ambreiaj în 7 trepte pe mașina asta, nu înțeleg rostul. E o mașină pe care o să o cumpere un cuplu tânăr, o familie. Chiar nu văd de ce ai pune o cutie DCT. Uneori smucește, uneori te surprinde, uneori îți dă hâcuri. O cutie cu convertizor nu va face asta. Sau va face, dar mult mai puțin. CVT-ul rămâne cea mai confortabilă cutie automată, deși nu este cea mai fiabilă. La infotainment, sincer, nu m-am jucat foarte tare. Intru pe cameră, vezi, bine, acum sunt în mișcare. Ai camere 360 de grade, senzor de parcare față-spate, semnale acustice. Deci, nu știu, mașina are cam tot ce îți poți dori de la o mașină. Totul este pregătit electric, încălzit, parbriz încălzit, plafon panoramic, oglinzile sunt mare pet, motorul e decent, nu e mare, nu e mic, impozitul va fi ok, este ecologic, are filtru de particule, se conformează cu normele de poluare Euro 6D. Chiar ai din toate câte puțin, iar repet, la interior simt că este totul la locul lui. Mergem imediat să filmăm mașina și pe interior, exterior și să mai adăugăm puțină sare și piper. Dacă știi să mergi cu ea decent, va avea și un consum foarte bun. Dacă o vei abuza cum fac eu acum, va avea un consum pe măsură, crescut. Dar nu e deloc rău. Chiar 160 de cai putere aproximativ este mai mult decât suficient pentru majoritatea șoferilor, mai ales că nu avem cele mai strălucite drumuri din Europa. Deci chiar nu știu dacă ai nevoie de mai mult de atât, mai ales dacă o vei folosi preponderent în oraș, pentru că, după cum spuneam, are doar tracțiune față. Dacă vrei neapărat 4x4, va trebui să te reorientezi către variantele diesel. Și ruliu este minim, mai ales pentru
gabaritul ei, nu este evident, e rigidă, ajută și roțile, clar. Tangajul de asemenea, nu știu, chiar e așezată, nu simți că e ca o barcă și, cum spuneam, este rigidă. Uneori chiar enervantă de rigidă. Mulțumesc dealerului Serus Nissan de pe Bulevardul Timișoara pentru că mi-au lăsat această mașină peste weekend. Mi-a plăcut foarte mult, în special interiorul, calitatea materialelor și, per total, cum s-a simțit mașina. Dacă aveți alte întrebări, îmi puteți scrie mai jos. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video.